Vorbim astăzi despre o carte care se numește așa, 5 zile. Autorul este Douglas Kennedy, despre care am mai povestit odată, atunci când am vorbit despre Clipa, acel roman care cu siguranță v-a fermecat dacă l-ați citit. Ei bine, vorbim astăzi despre un alt roman, la fel de fermecător, se numește 5 zile, 5 zile care surprind povestea a două familii. Am vrut să spun a doi oameni pentru că vom povesti despre ei, dar până la urmă nici nu-i vorba despre doi oameni, este vorba despre două familii și poate că despre noi toți, pentru că ne vom regăsi în această poveste, într-o formă sau alta, fiecare. E bine, e vorba, personajele principale sunt Laura și Richard, fiecare vine dintr-o familie a lui și acești doi oameni se întâlnesc întâmplător, dacă există întâmplare, întâmplător la un congres, la o conferință, nu neapărat congres, într-un alt oraș, în Boston. Ei, cei doi vin fiecare din câte o familie. Familie pe care au lăsat-o acasă. La prima întâlnire, vorbim de 5 zile doar, la prima întâlnire totul este așa, lăudabil, frumos, oamenii povestesc între ei banalități, se simt bine, cei doi, se simt bine și hotărăsc să se mai întâlnească. La a doua întâlnire însă fiecare își aduce aminte de familia lui. Nici o familie nu este perfectă. Laura vine dintr-o familie în care dragostea s-a terminat de mult. Există doar un soi de înțelegere între ei, de încercare, de salvare a ideii de căsătorie. Au doi copii, doi copii frumoși, talentați, dar diferiți. Fata își dorește să ajungă cât mai repede foarte sus și atunci cultivă prieteniile celor care au foarte mulți bani, pentru că familiile sunt modeste financiar amândouă, cultivă prieteniile celor care, încă o dată spun, au foarte mulți bani și care i-ar putea oferi o viață de lux, iar băiatul este artist plastic, care încet, încet reușește să se impună pe această piață de artă și să-și câștige o existență deocamdată precară, pentru că este la început de drum. Dialogul între soț-soție, vorbim de data aceasta de familia Laurei, este foarte sec. Soțul are o atitudine răutăcioasă oarecum, pentru că, și distantă, cu siguranță, pentru că, zic eu, sau zic ei în carte, este șomer de foarte multe luni și nu-și mai găsește rostul. I se pare că viața alunecă pe lângă el și că într-o viață de asemenea tip, într-o viață de șomer, nu, dragostea nu-și mai are loc. Soția nu mai are loc pentru că restul le face el stând acasă sau închipuindu-și că viața îi va oferi într-o zi un job, cum spun ei. Celălalt, Richard, eroul, al doilea erou principal al poveștii, vine dintr-o altă familie, de altfel. Acolo totul pare că merge bine. Nu există mare iubire. Ne găsim la momentul căsnicilor în care, după, de mai multă vreme, în care oamenii nu mai au ce să-și spună chiar atât de mult și se distanțează oarecum fiecare pe drumul lui. Acest Richard este agent de asigurări, circulă foarte mult prin țară, se înțelege relativ bine cu soția, comunică sau nu, există așa o răceală și o nepăsare până la urmă din partea lui și drama lui, drama familiei lui, constă în faptul că unul din băiatul lor suferă
de nebunie. Este internat într-un ospiciu unde va și muri de altfel pentru că își va pune capăt zilelor și întreaga lui viață a acestui personaj, a lui Richard, este marcată de atitudinea fiului său pe care nu reușește să-l înțeleagă, pe care nu reușește să-l vadă la ospiciu pentru că îi este teribil de greu să se apropie de el, nu reușește așadar să comunice nici cu fiul. Cei doi se întâlnesc. Iată, a trecut prima zi, a doua zi, în a treia zi încep să vorbească altfel. După ce sufletul lor s-a descărcat de povara existenței familiilor lor, cu tot ce aveau rău și bun în ele, încep să comunice și constată ei, cei doi eroi, că se înțeleg foarte bine, că citesc aceleași cărți, că văd aceleași filme, că au aceleași pasiuni, le place să se plimbe, le place să consulte dicționarele, le place să citească lucruri pe care amândoi le agrează, că povestea se leagă foarte bine între ei și că orice conversație se încheie extraordinar. Încă o zi și o noapte rămân împreună și fac planuri chiar de viitor. Se pare că la 40 de ani, să zicem, pasiunea sau iubirea nu mai seamănă cu cea de la 20, par foarte apropiați și o să vedeți de ce spun doar par foarte apropiați, planurile lor încep să ia contur, ba mai mult, hotărăsc să se mute amândoi, să renunțe la familiile lor și hotărăsc să se mute amândoi într-o casă teribil de frumoasă din Boston. Plimbându-se pe străzi, găsesc o casă care, cred ei, ar conveni idealului lor de casă, de familie, de bună înțelegere. Ei bine, vine ziua a cincea. Ziua a cincea este sfârșitul poveștii, sfârșitul care se petrece așa. Își au rămas bun, femeia se întoarce acasă, renunță la familia ei, aranjează toate treburile și se pregătește să înceapă o nouă viață, iar Richard, personajul al doilea, cum îi spuneam, se întoarce la familia lui și rămâne cu ea, cu familia, cu băiatul care se va sinucide. Și îi spune doar atât prietenului lui de 5 zile. Nu pot să mă rup de familie. Rămân aici unde sunt. E o poveste adevărată, e o poveste care poate fi adevărată. Unii oameni se desprind mai greu de ceea ce au, unii nu se desprind deloc, unii se desprind ușor. Laura va începe o altă viață. Sigur că începe o perioadă în care toate visele ei se năruie, dar începe o perioadă în care soțul ei își va găsi de lucru, copiii ei își vor găsi rostul, iar ea se desparte de soț și începe o altă viață. Poate mai singură, poate în așteptarea unui nou început, dar cu siguranță cu o mare și mare dezamăgire. În cealaltă familie a lui Richard se întâmplă și acolo evenimente, v-am spus ce se întâmplă cu fiul lui. Rămâne un semn de întrebare. De ce, după atâtea promisiuni, de ce încercând să reconstruiască un ideal, nu reușește acest Richard să se desprindă? Și mai ales, de ce rămâne în familia lui? E clar, nefericit, abătut, gândit, dar oricum stabil în familia lui, așa cum este ea. Nu știu care are dreptate. Vă rog să citiți cartea. Povestea e foarte frumoasă. Eu am încercat doar să vă spun
așa, frânturi din și să vă trasez un drum al cărții, al firului povestirii. Dar cartea merită citită, pentru că nu o să reușesc niciodată să conving cât de frumoase sunt poveștile din cadrul poveștii. Fiecare are copilăria lui, are adolescența, are amintiri despre părinți, întâmplări cu copii, întâmplări din școală, întâmplări din facultate, tinerețea care a trecut, frumusețea vârstei la 40 ceva de ani. Viața este teribil de frumoasă și îngăduitoare cu cei care știu să-și o trăiască. Ei, toate acestea le veți găsi în carte. Sigur că v-am spus finalul, poate vă va dezamăgi, dar până la final veți avea o carte de mare rafinament, de poveste în poveste. Și așa cum am spus la început, cred că fiecare din noi se va regăsi într-un cuvânt, într-o frază, într-o întâmplare. Lectură plăcută. 5 zile, Douglas Kennedy.